Dragii mei, am revenit din pauza de publicitate. Aș vrea să le mulțumesc dansatorilor noștri care sunt și ei astăzi aici, lângă noi. Și, bineînțeles, aș vrea să o întreb pe Dina, cine te ajută cu textele? Cine te ajută cu liniile melodice? Avem foarte mulți colaboratori. Ținem legătura cu majoritatea, Gabi, din țară. Spune și tu. Da, eu cel mai mult cu Costi Gnătescu. Mulțumim de această cale, da, pentru, chiar să-i mulțumim pentru texte. Și ori de câte ori apelez, chiar și noaptea de multe ori l-am sunat, eram pe la studio și zic, Costi, nu mi-asă ceva. Ai zis că acum în două minute, bine, am mai colaborat, mai sunt, dar sunt cel mai foarte mult... mulți prieteni de-ai noștri care, eu, de exemplu, și eu am creat câteva piese, dar de un timp încoace, nu știu, parcă nu mai am așa inspirație. Cred că din cauza oboselii sau mult de lucru, alergătura asta, încă nu-ți mai stă mintea și la texte. Deși câteodată chiar și pe mașină oprești, tragi pe dreapta, scrii textul, te duci mai departe, iei telefonul, mai îți vine minte câte o linie melodică. Dar știi, până la urmă e foarte, foarte bine și foarte important că ți-ai găsit un om care poate să-ți facă niște texte în care să te regăsești tu și să le poți cânta tu așa cum îți dorești, ca și cum le-ai fi făcut tu, nu? Da, da, asta e mare lucru. Da, e... Să le simți, să le treci prin filtrul sufletului, că altfel... Și bănuiesc că oricum temele și tot ce scrie textierul acolo în text sunt de la voi venite, nu face bineînțeles, el... da, îi dai o anumită temă, dacă vrei. Da, îl ajută și pe el foarte mult, adică să știi ce vrei. Da, da, da. Îi da, spui da, așa, zice, bă, dă măcar câteva idei și atunci el dezvoltă pe urmă. Da, așa e. Cât este de greu să realizezi un album, Dina? Și cât este de important pentru un interpret să aibă măcar un album al lui? Este foarte important pentru că un album te scoate în lume, îți aduce foarte mult de cântat dacă sunt piesele bune și sunt cu mesaj și se regăsește lumea în ele, este foarte important că poți să cânți dumnezeiește, poți să cânți cât ai cântat de bine, dacă nu ieși pe piața muzicală cu ceva, ca toată lumea să-ți fredoneze melodia, n-ai făcut nimica dacă nu imprimi și nu promovezi melodia respectivă. Ați văzut că totul se rezumă în ziua de astăzi la promovare. La promovare, altfel... sigur, și la reclamă. Și reclamă, sigur că da. Este foarte important. Este important. Da. De, și bănuiesc că este important atunci și publicitatea. Da, și nu este foarte ușor, pentru că totul costă, totul costă bani. E adevărat. Și atunci... Câteodată ne rezumăm doar la câteva melodii, dar și alea, una, două, două și alea sunt foarte importante. Dacă știi să le faci reclamă cum trebuie, eu nu zic că... De ce n-ai avea succes, nu? Sigur că da. Și eu la toată lumea le spun, măi, măcar o melodie, două să aveți voi. Degeaba cânti toate melodiile de la X și de la Y, dacă nu ai și tu o melodie a ta. Pe care să te reprezinte și să și să te mândrești, aia e munca ta până la urmă, nu? Da, sigur. Deși vedeți acum foarte bine că mergem la diferite nunți, botezuri, cântăm melodiile tuturor artiștilor cunoscute, dar oamenii vin și-ți cer și așa de mare satisfacție când vezi că vine omul și-ți cere o anumită melodie a ta. A ta. Deci cântă melodia respectivă că aia îmi place. Și până la urmă de omul ăla de aia te-a chemat acolo da, să-ți cânti și melodiile tale, că altfel ar fi chemat pe... Cu X sau da, pe Y, bineînțeles. Nu? Haideți să vă mai ascultăm cântând și revenim. Vin mândru la mama ta că vreau să-și cer mâna. Chiar dacă nimic nu faci, eu te iau că mult îmi placi. Vin mândru la mama ta că vreau să-și cer mâna. Chiar dacă nimic nu faci, eu te iau că mult îmi placi. Nu știu, bate să gătesc și îți jur că nu glumesc. Mama în palmă o ținut și nu știu ce-i de făcut. Ce-i de făcut?
o floare e să știi cât de mult te pot iubi. Nu e bai, stai liniștită de nu știi să faci o pită. Ca o floare e să știi cât de mult te pot iubi. Nu e bai, stai liniștită de nu știi să faci o pită. Atât, eu sunt într-o hotărât să te iau la mine acasă, că ești așa de frumoasă. Nu te mai gândi atât, eu sunt într-o hotărât să te iau la mine acasă, că ești așa de frumoasă. De asta vreau și eu, ca să fii bărbatul meu. Numai că n-am drag de oale când e vorba de să știi, ar veni și te-ar peți. Și de loc nu le-ar păsa, că nu știi nici a spăla. Mulți feciori mândră să știi, ar veni și te-ar peți. Și de loc nu le-ar păsa, că nu știi nici a spăla. Dacă-i bade chiar așa, cu tine m-oi mărita. Într-o zi le învăț pe toate, nu se poate peste noapte. Dacă-i bade chiar așa, tine m-oi mărita. Într-o zi le învăț pe toate, nu se poate peste noapte. Ia să face vreme bună, la 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 la. Dacă oile la spână, la 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 la. Plec și eu cu ale mele, la 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 la. Căci acolo îmi fac avere, la 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 la. Au ciobani, la 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 la. Că de acolo le vin banii, la 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 la. De bat vânturi, de bat ploi, la 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 la. Ciobanii sunt tot la oi, la 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 la. Thank you.
mame oile, la 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 la, să crească vânzările, la 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 la, și la brânză și la lână, la 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 la, să fim tot cu voie bună, la 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 la. La piață când mă întorc, la 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 la, vin cu buzunarul gros, la 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 la, ciobănii-o-i viața toată, la 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 la, și nu m-o-i schimba vreodată, la 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 la. Când la ciobani, la 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 la, că și pe criză au bani, la 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 la, cât mai ține ciobănia, la 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 la, n-o fi criză România, la 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 la. Dina, pe parcursul vieții tale artistice ai întâmpinat greutăți sau piedici? Bineînțeles, alea sunt la tot pasul și acum. Dar la început, când nu te cunoaște lumea, atunci ți se pare extraordinar de greu fiecare bătaie la ușă, ai impresia că ești refuzat. Dar se întâmplă să bați la ușă, să nu se deschidă, dar intri pe geam. Insiști. Totul este să insiști și să nu te dai bătut. Dacă crezi în tine, crezi în forțele tale, știi ce poți, atunci n-are de ce să-ți fie frică. Să-ți fie frică. Și până la urmă și criticile sunt bune. Normal. Dacă sunt constructive sau poate că ai ceva de luat de acolo, din ele. Cu siguranță. Orice cuvânt rău poate să ducă undeva spre bine, nu? Sau orice șut în fund e un pas înainte. Da, da, da. Gabi, ce sfat îi dai tu la nevasta ta, acum mai nou că s-a apucat de cântat? Ce să zic, în primul rând... În materie rând, de muzică, pentru că tu ai câțiva ani în spate de cântat și poți să-i dai... Da, așa este, ce să zic. Niște sfaturi sau niște... să o înveți, eu știu... În primul rând, adică din ce am pățit eu sau din ce am văzut, din ce ai învățat tu, din ce am învățat eu, în primul rând trebuie să fii foarte, foarte punctual, foarte, deci pe lângă cântat, pe lângă cântat, deci contează foarte mult. Deci eu tot timpul spun că aia e emblema ta, deci să fii punctual, să ajungi, să fii serios, să nu, deci când mergi să prestezi, să... Adică dacă mergi, eu muzica o văd ca și un job, deci ăsta e jobul meu, nu e o pasiune sau un hobby. Da, 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 da. Deci trebuie să fii foarte serios și foarte multă muncă. Păi... Știi cum a zis Eminescu, că dacă ai 3% talent și 97% muncă, iasă ceva foarte bine. Iasă bine. Dar dacă ai 97% talent și muncă nimic, se pierde. Se stinge. Așa e. V-ați gândit pentru viitor ce colaborări? Împreună știm, dar cu altcineva, Dina? Alte colaborări cu alți colegi de-ai tăi? Cu alți colegi? De ce nu? Eu sunt deschisă la orice fel de colaborare, la fel și Gabi. Dacă... Da, cum să nu? Planuri de viitor? Ce planuri de viitor aveți voi? Păi, dacă o să avem piesele astea în lucru, așteptăm să le finalizăm. Doamne și ajută. Să le difuzăm. Chiar acum ziceam că pe posturile naționale de televiziune o să mai difuzăm niște melodii venind perioada postului, că de acum se iau nunțile pentru la anul. E adevărat, e adevărat. Trebuie să tragem tare, sigur, nu? Sigur că da, sigur că da. Și vorbeam în pauză că tu ai, de curând ai înregistrat și o melodie patriotică. De ce? Da, aș vrea să vă cânt aici în premieră, nu am cântat deloc la voi și este făcută cu mesaj de 1 decembrie, de Ziua României, pentru că la noi în Alba Iulie este o mare sărbătoare, așa că
am fost în spectacol undeva la Sibiu și chiar îmi venea să plâng pe scenă când am văzut că toată lumea s-a ridicat în picioare și cânta alături de mine, deși melodia era nouă, dar auzită. Publicul te susținea și din respect pentru sărbătoarea României, toată lumea s-a ridicat în picioare și a cântat alături de mine. Ce frumos, na, mă bucur. Ești mulțumită, bănuiesc, de ea. Vă dedic cu mare drag. Chiar vrem să te ascultăm cu ea. Haideți să-i ascultăm pe colegii mei până la urmă, da? Și pe invitații mei.
Eu am stâna sus la munte, la 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 la. Toată ziua am trei cornute, la 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 la. Și beau apă de izvor, la 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 la. Din inima munților, la 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 la. Mișoban din tată în fiu, la 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 la. Asta fac de când mă știu, la 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 la. Mișoban ca tatăl meu, la 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 la. Asta am făcut mereu, la 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 la. Laptele și urda, la 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 la. Bună-i cașul și cu brânza, la 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 la. Bună-i cina și gustoasă, la 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 la. Lângă foc să stai la masă, la 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 la. Mișoban din tată-n fiu, la 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 la. Asta fac de când mă știu, la 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 la. Mișoban ca tatăl meu, la 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 la. Asta am făcut mereu, la 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 la. La 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 la. Munții toți să-i hoinărești, la 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 la. Prin poieni cu iarbă grasă, la 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 la. Până când sara să lasă, la 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 la. Mișoban din tată-n fiu, la 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 la. Asta fac de când mă știu, la 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 la. Mișoban ca tatăl meu, la 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 la. Asta am făcut mereu, la 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 la. Eu am turma numeroasă, la 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 la. Și băcița mi-e frumoasă, la 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 la. Sara când din fluieraș, la 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 la. Mândru miscă șobănaș, la 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 la. Mișoban din tată-n fiu, la 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 la. Asta fac de când mă știu, la 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 la. Mișoban ca tatăl meu, la 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 la. Asta am făcut mereu, la 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 la. Dina, cât de importantă este publicitatea pentru tine? Sau, apropo, ai Facebook? Vai de mine! De când cu Facebook-ul, apropo de Facebook, melodia ta, cred că se arde mâncarea sau nu mai faci deloc? Să știi că textul cu Facebook-ul, textul la melodia aia cu Facebook-ul la mine, e făcută tot de Costi Ignatescu, pentru că el așa a văzut el fetele din ziua de astăzi. Eu nu mă regăsesc acolo, că nu prea am atâta timp, știi? Dar... Nu, probabil pentru că majoritatea pentru majoritatea vedelor. În realitate. Se regăsesc cu siguranță în această melodie. Dar tu ai Facebook și postezi și ești da. La... Da, nu neapărat că ești la curent. Îți pui tu melodiile tale sau ce vrei tu să aduci în atenția spectatorilor și fanilor tăi. Postez unde am de cântat la spectacole, unde poate lumea a venit să mă vadă. Postez diferite emisiuni unde pot fi urmărită, pentru că lumea, fără să vrei, fără să... Când intri acolo pe Facebook, ce ai mai făcut? Unde ai mai fost? Să ne spui unde mai mergi. Așa trebuie e. Ținută legătura cu fanii, sigur că altfel... Sigur că da. Asta e o modalitate de a, de a ține legătura până la urmă cu fanii tăi sau cu cine te iubește. Chiar mă bucur că intră foarte multă lume și din străinătate. Acum, majoritatea care sunt în zonă cam știu pe unde cântăm și așa, vin și te văd, dar cei din străinătate chiar îți postează niște mesaje din alea de
Te doare inima că îți spun, uite, ne regăsim în melodiile tale când vii și pe la noi. De exemplu, prin Australia, prin America, în, știu eu, ai în Europa. În străinătate. Da, am plecat. Am avut un turneu în America în urmă cu ceva timp și aș mai vrea să plec. Chiar am mai spus asta la o emisiune, aș vrea să plec în Australia. Doamne, îmi doresc să ajung și pe acolo, că am mulți prieteni cu care țin legătura și aș vrea să ajung, dar nu știu când. Nu știu când. Apropo de nunți sau de spectacole, cred că lumea vă cere pe voi împreună, așa-i? Că foarte multă lume știe de Gabi Nicolae și Dina Vărărean. Ne cere împreună, dar din păcate... Da, nu prea avem, n-am prea avut ocazia așa. Pentru că fiecare... Și la anunț, de multe ori ne sună, zic, nu, între noi este o colaborare, da. Când ești ocupat, nu e ea sau invers. Da, da, asta e păcat că nu putem să mergem împreună unde suntem solicitați. Sună ori el ocupat, ori eu ocupată. Da. Mă lasă că... Dar am fost și împreună la... Poate pe viitor o să... Da, da. Sigur. Am fost și împreună la câteva nunți unde a ieșit foarte bine și chiar o insistat atunci de la Petroșani, domnii cu nunta. Nu mai știu ce să facă. Chiar nu veniți la nuntă. Așa a fost. Îmi pare rău că nu. E s-a gândit mai târziu și așa a fost. Așa a fost să fie. Nu-i nimic că dacă mergeți împreună la televizor și vă vede lumea la televizor și pe internet și acolo e, până la urmă e tot bine, e nu? E tot bine. Da, da, că da. Hai să vă mai urmărim cu câteva cântece frumoase. Stau pe prispa casei mele, mi se par zilele grele și nu-mi e deloc ușor, de-ai mic opinie dor. Stau pe prispa casei mele, mi se par zilele grele și nu-mi e deloc ușor, de-ai mic opinie dor. Greu e dorul de copii, sucă zi de zi, așteptarea te apasă și ai vrea să iai acasă. Greu e dorul de copii, te usucă zi de zi, așteptarea te apasă și ai vrea să iai acasă. Să iai acasă.
Dă-le dorul de copii, te usucă zi de zi. Așteptarea te apasă și ai vrea să-i ai acasă. Grele dorul de copii, te usucă zi de zi. Așteptarea te apasă și ai vrea să-i ai acasă. Dacă tu nu ai fi ales muzica, ce te-ai fi văzut acum? Sau ce ai fi făcut acum? Ce aș fi făcut? Vai, multe aș fi făcut. Sau ce, mai ai vreo meserie pe lângă asta de cântat? Am așa un hobby, cum spunea Gabi, că îmi place foarte mult să cos. Eu cred că mă vedeam undeva la o casă de modă lucrând. Dar am făcut și eu școală în domeniu. Dar cântând, asta am lăsat așa ca pe un... Undeva mai în spate. Dar, printre altele, mai cos. Cos, uite, chiar și Cătrința, asta este, dacă puteți să dați un prim plan, este cusută de mine, nu este pictată de mine. M-a ajutat o prietenă dragă pe care o salut, Angela, de la Câmpeni. Mi-a făcut modelul și tu l-ai și cusut. Eu am cusut, mi este foarte drag. Adică vreau să spun și că e cusut de mână? Da, e cusut de mână. Da. Și în timp ce coase mai și cântă? Și... Da. Ce te-ai fi impus acolo? Da, păi dacă îți place, nu contează că te începi un pic cu acu. Tu, Gabi?
nu știu, să nu-mi spui că fotbal, nu pot să spun că toți băieții întreb... care întreb spun că fotbal. O să știi că nu cu fotbalul, că se și vede la mine un pic. Nu știu, e o întrebare nu destul de grea. Eu tot timpul spun că, deci zic, bă, chiar dacă nu mai merge cu muzica sau cine știe ce se va întâmpla, mie nu mi-e frică să fac, deci nu fug de lucru. Nu știu, în primul rând îmi place foarte mult șoferia și chiar și când vin de pe la cântat și merg cu mașina singur, mă relaxează foarte mult condusul. Bine, poate și alte meserii. Fotbalul, nu cred că fotbalul... nu știu, nu pot să spun așa. Nu am o meserie de ceva, să zic, că mi-ar place aia. Orice, nu cred că... Dar până la urmă, bine că îți merge da, bine cu cântatul și... Tot timpul spun, da, că nu pot să mulțumesc la Dumnezeu, îi fie foarte bine și... Să dea Dumnezeu să fie tot așa. Să fie tot așa și să veniți în fața telespectatorilor cu melodii noi, cu cântece noi și da, să mergeți până la urmă mult la toate televiziunile unde... Da, și să avem material nou, că lumea tot timpul chiar așteaptă de la noi ceva. Sigur că da. Măcar o melodie. E adevărat, așa măcar e. Măcar o melodie. Așa e. Să știți că noi am ajuns aproape la... Ce mai suntem la finalul emisiunii? Mi se pare că așa de repede a trecut. Foarte repede, întotdeauna. Ce frumos trece repede. Măi, mie îmi place emisiunea, că e emisiunea mea. Și nouă ne place și chiar ne-am simțit foarte bine. Te felicităm pe această cale. Felicitări, ne-am simțit foarte bine alături de tine, de cei din spatele camerelor care au fost alături de noi. Să știi că mie mi-este tare drag aici și din cauza colectivului care este aici. Știi că se vede că trăiești. Da. Trăiești. Mai pe lângă cântat am impresia că nu știu dacă e locul meu aici, dar eu mă simt bine și îmi place. De ce să nu fie locul tău? Și îmi place când am de-a face cu atâția colegi cu care eu poate că nu-i văd. De multe ori vezi că drumurile noastre sunt întortocheate. Nu ne întâlnim noi, că suntem de aici, de la Deva, numai așa. Eu în fiecare săptămână cu cineva tot mă întâlnesc. Da, nu da. Contează de unde e, dar cu cineva tot mă întâlnesc. Mă bucur din suflet că ați acceptat invitația și noastră, că v-ați mulțumim. Timp să veniți la, cel puțin tu, la noi, la Deva, chiar dacă nu e așa de departe de la Alba până aici, dar na, cu treburile... Acum s-a făcut autostradă. Da, acum e mai ușor. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Vă aștept cu mare drag și altă dată sau ori mulțumim, de câte ori. Mulțumim frumos. Credeți se că poate aveți și ceva avem de arătat telespectatorilor. Și până una altă, multă putere de muncă. Doamne ajută să ne țină vocea la toți și toate cele așa bune. Este. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația. Mulțumim. Mulțumim și noi și Doamne mulțumim. Ajută și... O duminică frumoasă celor care ne-au urmărit și celor care nu ne-au urmărit. Bineînțeles, dacă nu ne-ați putut urmări, să știți că pe noi ne puteți urmări și pe Facebook, care este afișat pe ecranul televizorului și, bineînțeles, pe adresa televiziunii www.infohdt.tv. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Eu sunt Lena Miclăuș și vă pup. La revedere! Trec oamenii buni, dar eu când petrec cu voi,
miercuri și joi. De sâmbătă până luni să petrec cu oamenii buni, dar eu când petrec cu voi ne prindem miercuri și joi. Noaptea cu mândruță mii. De sâmbătă până luni să petrec cu oamenii buni, dar eu când petrec cu voi ne prinde miercuri și joi. De sâmbătă până luni să petrec cu oamenii buni, dar eu când petrec cu voi ne prinde miercuri și joi.
pe lume l-am adus. În geraj de pus ramă, rânduit de cel de sus. Iată-ți nepoțelul, mamă, ce pe lume l-am adus. În geraj de pus ramă, rânduit de cel de sus. Un copil e ca o floare, ca o rază de la soare, e lumina ochilor. Cea mai mare bucurie numai el poate aduce în casa bunicilor. Un copil e ca o floare, ca o rază de la soare, e lumina ochilor. Cea mai mare bucurie numai el poate aduce în casa bunicilor. Caraza de soare e al vostru nepoțel, tare-i bucuros că are pe bunica lângă el. Frumos caraza de soare e al vostru nepoțel, tare-i bucuros că are pe bunica lângă el. Un copil e ca o floare, ca o rază de la soare, e lumina ochilor. Cea mai mare bucurie numai el poate aduce în casa bunicilor. Un copil e ca o floare, ca o rază de la soare, e lumina ochilor. Cea mai mare bucurie numai el poate aduce în casa bunicilor. Să stai lângă noi, măicuță, vezi și tu că viața-i grea. Să vă plimbați de mânuță, când noi, mamă, n-om putea. Unde-i tata să-i văd ochii, lăcrimând de bucurii, că i s-a împlinit visul, copii să-ibă copii. Un copil e ca o floare, ca o rază de la soare, e lumina ochilor. Cea mai mare bucurie numai el poate aduce în casa bunicilor. Un copil e ca o floare, ca o rază de la soare, e lumina ochilor. Cea mai mare bucurie numai el poate aduce în casa bunicilor.